Ai frunze verde, lin pe lin. Ai du 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 du. Hai să vă! Tu străin și tu străin. Ai du 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 du. Păi amândoi ne potrijim. Hai du 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 du. Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În culisele neamului. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți sâmbătă de sâmbătă și vă reamintim că ne puteți vedea inclusiv online pe site-ul nostru www.noroc.tv. Vă invităm să stați cu ochii pe noi, pentru că ediția emisiunii de astăzi este una de colecție. Astăzi venim în casele dumneavoastră cu imagini exclusive și suntem extrem de mândri pentru că am putut fi martorii unor momente unice, în care s-au pus bazele primei ediții a festivalului concurs de folclor în memoria celui care a fost și rămâne să fie considerat artistul tuturor generațiilor de români, Ion Dolănescu. Pe 25 ianuarie curent, Ion Dolănescu ar fi împlinit 70 de ani de viață, iar pe 19 martie vom număra 5 ani de când cel care a fost supranumit regele muzicii populare românești nu mai este printre noi. Cântecele domniei sale sunt adevărate mărgăritare în care s-au regăsit toți românii. Ele au stat la căpătâiul a zeci de generații care au deprins înțelepciunea versului cântat de Ion Dolănescu. O relație absolut specială a avut-o cu frații lui Basarabeni, pentru că așa ne considera, iar Dumnezeu i-a dăruit-o pe Doinița, nora lui din Basarabia, pe care a iubit-o enorm. Grigore Vieru spunea că țara românească seamănă leit cu cântecele lui Dolănescu și mai spunea că Ion Dolănescu este un mare cântăreț, dar și un mare domn, pentru că numai un mare domn și un adevărat frate putea să îmbrățișeze cu atâta căldură pe un frate basarabean. Iar primul buchet de flori primit în scena de la Chișinău i-a fost adus de Nicolae Sulac, nimic mai reprezentativ. Tocmai de aceea ne-am dorit împreună cu echipa de filmare să fim prezenți la prima ediție a festivalului Ion Dolănescu, Târgoviște 2014, acompaniamentul fiind asigurat de orchestra Doina Basarabiei, condusă de Valeriu Cașcaval. Stați aproape! Taci, 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 inima mea, măi. Taci, 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 inima mea, măi. Rabdă cât-o-i mai puteam, măi. Că n-ai trăit cât lumea, inima mea. Voi trăi un an sau doi, voi trăi un an sau doi, fără griji, fără nevoi, fără griji, fără nevoi, inima mea. Trăi o zi sau două, oi trăi o zi sau două, și te-oi topi ca șorou, și te-oi topi ca șorou, inima mea, și te-oi topi ca șorou. Ion Dolănescu a fost înzestrat nu doar cu glasul său de neegalat, dar și cu înțelepciune, omenie și smerenie.
Calitatea lui de mare artist era în perfectă simbioză cu bunătatea. Tocmai de aceea l-a iubit o țară, pentru că publicul simte cel mai bine artistul care vine în fața lui cu sufletul curat. Unicitatea lui Ion Dolănescu se impune, dacă vreți, și prin faptul că a știut să interpreteze cu multă perspicacitate diverse genuri muzicale, folclor, romanță sau muzică ușoară. Uneori îi spunea prietenei sale de familie, Ileana Constantinescu, că el va avea un festival ce-i va purta numele, acest lucru fiind și doleanța mamei sale, Gherghina. Dorința lor a prins viață la începutul acestui an și, prin implicarea Fundației Culturale Ion Dolănescu, a Consiliului Județean Dâmbovița și a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dâmbovița, a fost deschisă prima ediție a Festivalului Național de Folclor Ion Dolănescu.